caz halucinant în România, un profesor a fost reținut de către polițiștii din Dolj după ce ar fi cerut unei eleve favoruri sexuale în schimbul unor note mai mari. Profesorul acuzat are 66 de ani și predă istoria la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan, iar tânăra care l-a reclamat are 19 ani. Conform site-ului libertatea.ro, dascălul ar fi sunat-o pe eleva lui pentru a-i cere să întrețină relații sexuale, în schimbul unor note mai mari la materia pe care o predă, scrie publicația locală Reporter24. Potrivit ipj Dolj, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Craiova au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 66 de ani din Craiova bănuit de comiterea infracțiunii de folosire abuzivă a funcției în scop sexual. Polițiștii au fost sesizați în data de 23 mai prin apel la 112 de o tânără de 19 ani, elevă, cu privire la faptul că profesorul ar fi contactat-o telefonic și ar fi pretins favoruri de natură sexuală în schimbul îmbunătățirii situației școlare la materia pe care o predă, scrie Antena 3. În 26 mai, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința bărbatului, în urma cărei a fost ridicat telefonul mobil care ar fi fost folosit la comiterea infracțiunii. Bărbatul a fost dus luni la poliție, iar în urma aprobatoriului administrat a fost reținut pentru 24 de ore. Marți acesta va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Craiova, propunere de luare a unei măsuri preventive, notează sursa citată.